Ne-am întors încă o dată, bună dimineața, pentru că mâine e mare meci, mare CFR Galatasaray. Am invitat-o pe colega noastră, chiar aici alături de noi. Bună dimineața încă o dată, Doriana. Bună dimineața. Câștigă CFR-ul, mulțumim, asta a fost tot. Emisiunea s-a încheiat. O dimineață bună, pa, pa. Asta trebuie să spun dacă vreau să rămân colegă cu da, voi. Da, da, și noi să mai lucrăm în televiziune. Deci, cam okay. Funcție de ce zici tu acum, depinde pic, sigur, ușor, ușor, viitorul meu. Ia zi, cum sunt astrele? E bine? Mâine este prima zi de Scorpion. Scorpionul este o zodie patronată pe jumătate, așa, de planeta Marte. Mâine este Marți. O zi patronată de planeta Marte. Deci până acum avem două puncte favorabile. De ce? Pentru că CFR-ul are un patron în Scorpion. Da? Ar fi în Scorpion? N-am știut. Deci deci deja avem trei motive să credem în ziua de mâine. Problema ar fi să fie doar atac. Deci, adică? Adică jucătorii să fie instruiți să atace, nu să se apere. Mm-hmm. Deci dacă mergem pe atac, ca să ne ajutăm cu stelele, da? Uită-te în cameră că domnul Andone se uită. Domnul Andone, bună dimineața! Pe atac mâine! Atac! Atac! Arr! Ca și tatăl meu! Așa. Arr! Atac! Fiți răi! Deci pe atac. Da. Domnul Andone este, din câte știu eu, pește, nu? Nu știu. Nu știu eu dacă e pește. Știu. E pești! Da, în pești, zodia peștilor, care nu este favorizată marțea de tot ce se întâmplă pe cer. Hai să mutăm meciul, Doriana. Și atunci ar trebui cineva de pe lângă el să insufle acțiune și dorință de câștig. Da, mă duc eu. Lipsește undeva. Lipsești printre dorință. Ei. Da. Nu știu secundul ce zodie este. Asta nu știu. Dar putea să facă scandal în primele minute, să dea roșu să se ducă în tribune și să rămână secundul tocmai pentru a purta noroc. Serios, deci dacă se merge pe atac, atunci șansele sunt foarte mari. Acum, Fatih Terim, cine este, da? Cine este antrenorul de la Galata? Antrenorul lor, Fatih Terim. Da, bine, da, spun, da. Acel Fatih Terim cu care au avut performanța. Ăla este pe terenul lui. Da? Deci da. Are o susținere pur și simplu de la faptul că energiile de acolo sunt ale lui, sunt cunoscute, este chiar naționalitatea respectivă. Noi mergem ca să-i batem pe turci. Da. Până acum au venit turcii să ne bată pe noi la noi acasă, am cam pățit-o. Acum mergem să-i batem acolo. Deci trebuie atac, trebuie acțiune, trebuie încredere în forțele proprii, trebuie motivație. Și toate astea țin de ziua de marți, de energia zilei de marți. Atât. Uh-huh. Nu trebuie, nu știu ce, strategie. Dacă se merge pe strategii, tot așa, trebuie să fie vârf de atac, deci să fie toți pionii să ajute vârful, da? Cam așa să ne imaginăm. Ca și un triunghi, ca și o piramidă răsturnată, da? Da. Ca să mergem pe vârf. Atât. Din, ca să ne ajutăm de astre. Din punct de vedere astral, da. Cum ar trebui formată o echipă de 11 fotbaliști în așa fel încât să câștige tot timpul? Ce zodii ar trebui să fie? Acum, zodiile sportive sunt puține la număr. Nici nu știam că există. Ba da, sunt sportive. Zodiile de foc. Sigur, iarăși. Păi nu te vezi. Iar o emisiune nu despre mine. Deci dacă sezonul trecut erau toate emisiunile cu și despre Adrian Cucu, s-a schimbat radical. Nici nu este în platou domnul Adrian Cucu, ne-a părăsit ca să te lase pe tine. Are să treabă cu ceva mașini, o să are puțin mai încolo despre ce surprinde. Este vorba. Berbecul, zodia acțiunii, dominată de Marte, da? Leul, o zodie destul de energică, dacă este motivată să câștige, ar trebui să o facă în sporturi individuale. Săgetătorul, o zodie care se poate potrivi și cu sporturile individuale și cu cele colective. Deci acțiune, energie, dominare. Oare ce zodie e Hagi? Domnul producător, vă rog să dați un Google, ăsta e curioasă. Ce zodie? Hagi, s-ar putea să fie zodie de aer, din câte mă gândesc eu. E vărsător, uite, îmi zice în cască. Deci zodie de aer. Deci e vărsător. Ok.
Anul acesta este un an foarte, foarte special. Nu se funcționează după regulile vechi. De ce? De ce? Pentru că suntem într-un an cu 12 în coadă. Este coada dragonului. Suntem într-un an de apă, după zodiacul chinezesc. Dar lucrul ăsta se potrivește cu tot mapamundul, nu doar cu China. Așa. Este un an al voinței, al curajului, al inițiativei, al energiei stăpânite și manipulate direct, al inițiativelor, cum să-i spun, să le spun, serioase, nu jucăușe și... Anul acesta, cine are curaj, câștigă. Cine este, se lamentează și face pe victima, n-are nicio șansă. Este un an în care trebuie foarte multă motivație și automotivație, trebuie foarte multă dorință, ardoare de-a dreptul de a câștiga. De aceea spun că mergem pe partea sportivă la zodiile de foc, că asta face parte din caracterul lor. Bine, dacă ne referim la anumite vârste, putem să ne gândim și la ascendente și atunci putem să ne ajutăm de zodiile de aer, că de aia am și dat. Acum avem și zodie de aer, în afară de domnul aici de față în platou, avem zodie de aer pe celălalt patron, mi se pare, de la CFR, dacă bine știu. Da, da, domnul Mureșan, eu așa știu că nu știu. Vărsător. Dar dacă știi atât de bine, știi că sunt psihologi la marile echipe, adică încep să fie la majoritatea echipelor. Ar trebui să fie multe locuri psihologi. Dar de astrolog n-am auzit. Uite că în felul ăsta poți să-ți faci un CV. Să știi că sunt astropsihologi mai nou în lume, nu la noi. E cumul de funcții acolo. Da, un cumul de funcții. Da, pentru că în funcție de amprenta asta natală, poți să știi care, cine, ce, încotro se duce și cam de ce are nevoie, cam cum să pui problema cu ei. Oamenii se sperie foarte ușor în momentul în care îi cunoști prea adânc. De la o primă vedere îți dai seama despre el și atunci se retrag, se apără și trebuie să știi cum să-i descoși, cum să-i ajuți, cum de fapt să-i pui să-și spună păsurile și să ceară ajutor. Asta e toată șmecheria. Dacă îi să facem un pronostic la meciul de mâine... Numerologic vorbim. Aici nu e foarte bine dacă mergem pe numerologie, pentru că este prima cifră 2, a doua cifră 3. Deci... E o cifră în creștere. Și nu pentru noi, ca pentru ceilalți. Deci nu mergem pe numerologie. Nu mergem pe altceva. Mergem pe astrologie și pe ziua de marți și pe tot ce înseamnă Scorpion. Deci să se ducă domnul Scorpion, patron, cu ei. Da. Bine? Bine. Așa. Să se meargă peste fotbaliștii pe teren. Bine? Așa. Și să se atace mult, mult, mult. Da, interesant, foarte interesant. Sunt foarte curioasă mâine ce se va întâmpla. Sigur, hai CFR! Doamne, ajută! Doriana, cum va fi săptămâna aceasta? Bună sau nebună? Păi săptămâna începe doar de mâine. De ce? Pentru că azi e luni, iarba nu crește. Mâine este prima zi din Scorpion, deci clar numai de mâine începe săptămâna. Și va fi interesantă și va fi surprinzătoare și da, eu mă bazez pe faptul că Scorpionul aduce foarte multe surprize în viața oamenilor și bune și rele, așa că vreau să fie mâine una dintre alea bune. Doamne, să se facă! Să mulțumim foarte frumos, Doriana, o săptămână bună și ție. Și vouă. Și ne mai întâlnim vineri cu, vedem noi ce. Așa, alte surprize. Facem așa o mișcare în partea stângă. Bună dimineața! Vă cunoașteți, da? Da. Sunteți colegi, sunteți prieteni. Dar nu o să te dea cu mașina. Nu! Numai pe mine mă dă. Bună dimineața! Colegul și prietenul nostru Răzvan Rotiș, care în ultima vreme este și compozitor de parodii, de cântece parodie. Sigur că o să te legi de chestia asta. Da.
Da, 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 sunt și compozitor și... Când e primul proces cu tatoiul? Încă nu știm, așteptăm. Așteptăm. Serios? Să vedem ce va face. Deci pe bune chiar a vrut să vă dea în judecată? Adevărul este că în toate ziarele dânsa a declarat că ne-ar da în judecată pe toți, așa, pe toți. E glumă, ai mă, nu mai știe lumea de glumă. Știi cum era? Noi ne bazam pe faptul că dânsa are simțul umorului și va gusta glumele noastre, dar din păcate poate că nu le-a gustat. Poate că am fost noi prea duri. Să și zicem ce ați făcut. Ați făcut o piesă? Un pamflet. Un pamflet. După piesa... Și atunci dacă e pamflet, nu trebuie să se întâmple nimic rău? Da, singura mea greșeală a fost că nu am tras înainte de piesă. Aceasta piesă este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Cum apare la emisiunea noastră. Ai văzut? Nu, aici eu pot să zic orice, că e acoperită. Da, să când vin la tine cu o zacuscă. Era un problemă. Pamflet făcut pe piesa Ești iubibilă, dar ați intitulat Ești penibilă. Bun, am terminat cu chestia asta. Să știe lumea că în afară de faptul că faci pozne de genul ăsta, tu ești un pasionat de automobile și ai o Dacia din 1973. 3. Da. Aoleu. Mai aproape ca și Adrian Cucu. Da. În vârstă. Avem și imagini cu această frumoasă Dacia, pe care totul este original, din câte mi-ai zis, nu? Eu am și intrat în mașina asta și arată excelent. Nu știu, în afară de faptul că are aerul ăla vintage, da, adică vechi, clasic, mai și miroase a piele originală, da, că ai pe banchete pielea aia. Exact, este pielea originală. Da, și nu se compară cu generațiile următoare ale acestui gen de automobil. Bun, tu ești înscris în asociația asta a iubitorilor de automobile vechi? Nu sunt înscris în RCR România, care este Retromobil Club România. Costa mult cotizația? Nu costa mult cotizația, însă deocamdată am considerat mai bine să stau deoparte de această organizație. Însă particip la întâlnirile lor. Eu având o Dacia din 73, mai sunt ceva Dacii prin Cluj, și 1100. Chiar la întâlnirea de sâmbătă am mai fost în 1300, de prin 76 sau 77. Foarte frumoasă și aia, o culoare roșie, foarte drăguță. Dar vedeta expoziției a fost un Mercedes 190 din 1958, deținut de un domn din Baia Mare, domnul Varga. Deci aia a fost cam vedeta. O mașină foarte, foarte, foarte plăcută de mine și iubită de la prima întâlnire a fost un Fiat 850 a prietenului meu Horațiu, pe care o să-l vedeți în parcare jos. Da, ceva mai târziu Adrian Cucu o să dea un live de acolo. Da, da, da. Am ținut, mașina. Ținut foarte mult să fie el cel care vine cu mine astăzi la emisiunea voastră. Adrian, evenimentul ăsta? Să dea un live. Wow. Da. Și ai simțit, Răzvan, cum a sunat? Deci mă aștept acolo să-l văd pe Cucu. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, suntem aici. Lângă Felix, dinainte să sară. Vedea-te cu mașina asta, a scos fetele în oraș. Vine cineva cu tine. Cu mașina asta scot fata în oraș, da. Yes. O folosim. Mulți dintre deținătorii din Retromobil, de ce stau eu departe de Retromobil? Toți cei de acolo au niște mașini pe care le iubesc foarte mult și le îngrijesc foarte mult și în fiecare toamnă și iarnă le bagă la recondiționat, le dichisesc, le așa. Noi ne-am luat mașina asta ca să putem merge la munte, să putem merge pe drumuri foarte rele. Dar în ce an ai cumpărat-o? Am cumpărat-o în ianuarie, anul ăsta. Mă gândeam că ți-aparține de, nu știu, 20 de ani. Din păcate, tatăl meu a avut o Dacia 1300 ca și asta, puțin mai nouă, din 79, și 96 a vândut-o. Și a fost membru al familiei, cumva dat în altă parte. Străinat. Acum l-am readus în familie. Am readus o Dacia 1300 în familie. Și noi aveam o Dacia 1310 la care ziceam albăstric, că avea și nume. Deci toate Daciile aveau nume atunci, da. Te rog. Cât a fost? Cât a costat? Foarte puțin m-a costat. M-a costat undeva la 500 de lei mașina. 500 de lei? Da, 500 de lei. Și zi-ne ce ofertă ai primit în vară pentru ea. Am primit vreo 2500 de euro. Acum am primit aproape dublu. 5000 de euro pentru mașina ta faină? Da. Dar din păcate nu pot să o dau. De ce?
Nu știu, e membru al Are familiei. You in love or something? Probabil că puțin, da. Bun, despre Retromobil Club România, să zicem că ei au fost organizatorii evenimentului din Cluj. Da, și evenimentul s-a desfășurat simultan în mai multe orașe, în vreo 12, nu? În 12 orașe s-a organizat, în orașele în care ei au mai mulți membri. Din câte am înțeles, nu avem un muzeu al automobilului în România, dar clubul ăsta e un fel de muzeu mobil atunci când organizează evenimente. Așa este și păcat că nu avem un muzeu al automobilului în România, pentru că nu știu câți dintre voi știu că România a fost printre primele 10 țări din Europa care a avut automobil. Și printre primele 6 țări tot din Europa care au organizat competiții curse. Da. Iar Retromobil, într-adevăr, o istorie. Este din 1998, este sub patronajul majestății sale regele Mihai, care este un împătimit al automobilului și care, dacă ați văzut documentare cu el, ați văzut jeepurile și mașinile de război pe care el le deține și le are în colecție. Da, și regele a fost și pilot de curse. Da, în tinerețe. Și știu că mai era pilot de încercare, să zice, pentru un anumit, pentru o anumită marcă de automobile. Făcea lucrul ăsta în momentul în care a plecat din țară. Dar întrebai tu, Ioana, dacă plimbă fete cu mașina lui. Am plimbat noi. Eram 5 colegi, în vară ai lăsat mașina aici în zonă și a trebuit să o ducem acasă, pentru că așa a fost treaba. Și am luat o fată cu mașina. Și am mers pe strada Mehedinți în Cluj. Da? Da, am luat fata aia de acasă, eram 5 băieți în Dacia aia și băieții de acolo, localnicii se numesc așa, pe stradă, se uitau foarte ciudat la noi, negândindu-se că noi ce facem acolo e hipstereală, că de fapt o ardem la modul ironic cu mașina aia veche, crezând probabil că astea sunt posibilitățile noastre. Și fata nu încăpea, a trebuit să o întindem peste noi pe bancheta din spate, toată lumea se uita. Adevăr, o experiență. Spre marea voastră neplăcere, așa. Da, da, chiar ne produs neplăceri cu toată treaba. Da, pare rău, scuze. Avem acum imagini de afară. Ăsta e Fiatul prietenului tău? Da. Prietenului tău, mă rog, ca să nu înțeleagă lumea că locuiți împreună și că tu ai o mașină veche și el o mașină veche. Un prieten cu pasiune, cu aceeași pasiune ca și tine. Un prieten în pasiune, da. Din 58 ai zis că e mașina aia, da? Nu. Un Mercedes a fost din 58. Horatiu vă va spune din ce an este, deoarece nu suntem chiar așa buni prieteni ca să știu și toate datele mașinii lui. Și lângă mașina asta roșie se află și Dacia ta. Cu ea am văzut deja niște imagini din Piața Unirii. Da, întâlnirea de sâmbătă. Ce achiziții vrei să mai faci? Te interesează să faci din asta, să dezvolți pasiunea asta? Nu o să spun asta la televizor, pentru că probabil se uită mama și tata și nu cred că sunt foarte fericit să audă, dar da, mi-aș dori foarte mult. Mi-aș dori foarte mult să am un Trabant 601, mi-aș dori foarte mult să am din gama Dacia tot ce aș putea avea, pentru că nu știu câți dintre voi știu cât de important a fost Dacia pe plan european. Nu știu câți dintre voi iubesc, de exemplu, Allroad-ul de la o super cunoscută marcă. Și nu știu câți dintre voi știu că pentru Ceaușescu s-a făcut primul Allroad din România. Special pentru el? Da, special pentru vânătoare. S-a făcut un hibrid între un Aro 10 și o Dacia 1310 Combi. Și combinația asta este exact ceea ce miliardare și milionarii din ziua de astăzi își cumpără de la mașinile super lux. Habar n-aveam. Știam că era pasionat de vânătoare și probabil pentru tovarășa era și un stativ acolo cu eprubete. Probabil pentru... Da, se zice că Adrian Cucu e nerăbdător să intre în direct cu noi, că lângă mașină. Îl salutăm și pe el și pe Horatiu. Intră, ești Cucu. Rotiș! Da. Rotiș, ne auzi? Vă aud! Rotiș! Rotiș! Nu ne aude, pentru că Rotiș aude numai tobele. Salut, Horatiu! Dăm de vorbă că dacă Rotiș e sus la căldurică, l-a lăsat pe Horatiu la frigurel, cu cuculeț. Da, ce avem aici? Avem două mașini absolut superbe. Nu se poate, de al lui Rotiș eram îndrăgostit. Acum cred că divorțez de al lui Rotiș și o să ies în urmă. E prea tare. Deci avem o Dacia 1374,
Da, 1013, 1013. Și aici, pentru că asta e a ta, fiat sigur, Roti, și-am vorbit despre a lui, de ajuns trecem la a ta. Fiat 850 coupe din 1966. Din 66? Da. Coupe, ce frumos, e absolut superbă. Absolut superbă, deci nici nu știu să o mănânc, să o împiez, să o... Exact, deci nici n-aș lăsa să urce vreo fetiță în așa mașini frumoase, da? Zi-mi! Atunci nu o să te las nici pe tine. Nu! Bine, hai că iau două. Una, două. Zi-mi, de când te-ai apucat de ea? Cum a început toată chestia asta? A început printr-o întâmplare. Am cumpărat mașina în 2006. Zi că i-a căzut telefonul cameramanului. Mașina am cumpărat în 2006, dar efectiv am început lucrul în 2008. În 2008. Și din 2008 până în vara acestui an. La muncii. Bine, în weekend, cel mai mult, că în timpul săptămânii sunt alte probleme de rezolvat. Ai luat-o cum majoritatea oamenilor iau asemenea mașini frumoase și vechi, de la un moșuleț, nu? Ceva de genul. Ceva de genul. Cum arată acest are vreo? Un morman de fiară. Un morman de fiară, deci ai lucrat destul de noi. În 4 ani. În 4 ani, zi așa o sumă, circa, cât ai băgat în ea? Piese și alte prelucrări mecanice, undeva la 5500 de euro. 5500 de euro. O altă mașină. Înțelegeți. Foarte tare. Ai bănuiesc că multe erau ricinite, ai luat multe piese noi. E greu de găsit piese la fel? Destul de greu și tot mai greu, mai ales în țară. Majoritatea sunt cumpărate din afară, de pe internet. De pe dincolo. De pe dincolo știu că în alte țări se mai ocupă cu chestiunile astea, da. Și poți să-ți duci mașina, mai ales în America. Da, au toate piesele vechi pentru orice fel de Cadillac, de orice prostie. Chipul pentru un Fiat din 66, dai seama că nu găsești. Există. Întâmplător în America, da? Există, da. Serios? Da. Foarte tare. Eu zic așa, Rotiș, nu te superi pe mine. Cu mașina ta am fost, drăguț, tot am claxonat ca și tine cum faci tu, că Rotiș nu merge cu mașina lui, tot claxonează fără niciun motiv. Cum să știe lumea că este cu Dacia. Cu mașina ta mai fost, te rog frumos să nu-mi iei nume de rău, dar trebuie să mă sui în frumusețea asta, să mă sui. Sui, nici nu există, de fapt, în limba și literarul român cu termenul. Eu zic că ne băgăm și ideea e că Ovidiu, să nu tai, că vreau să văd cum se chinuie focul să se ducă în spate. Că în spate nu prea e loc. Da. Focul, mult noroc și sănătate, bagă-te! Haide! Ce frumos! Deci parcă m-am născut aici. Merge focul, merge? E ok? Ține cu urechea, ține telefonul, stă pe un număr, are ghezdarul de 10 kg și mai ține și camera. Domnilor, după cum vedeți, absolut superb. N-are nici multe chestii pe ea, nu e ca la avioane, ca la mașinile noi, 100.000 de butoane, uite și scrumiere, oi, ce frumos, super frumos. Și acum eu zic să facem o tură. Pa, frâna de mână, să nu uităm. E simplu, 1, 2, 3, trebuie să împing încolo pentru a treia. Ați auzit cum sună? Nu-i? Vai, zici că ați văzut? Parcă conduc prima dată. Ce frumos. Mai zi-mi de ea, cum de ți s-a pus pata pe asta? De ce nu alta? De ce Fiat-ul ăsta și nu alta? Pentru că prima mașină a fost Fiat 850. Prima care ai avut-o? Da. Ce frumos. Am încercat să fac o mică colecție. Bariera. Deci bariera. Nu ne putem plimba. Mai ce fain sună. Stai, care e mașarierul? Așa. Nu. Imposta. Așa. Mai greu dacă nu sunt la volan. Nu nimic, eu repede o simt, știi? Lucrurile astea frumoase, eu le simt foarte repede. Și imediat mă obișnuiesc. Ai, ce fain e volanul, mă, ce frumos. Zi-mi dacă ai vinde-o acum, cât ai cere pe ea? Nu aș vinde. N-ai vinde-o? Dar să zicem că o vinzi. Vine unul ca mine, de ăsta, cu bani mulți. Bocol, poți? Cât ai luat pe ea? Greu, ca să o dai? Greu de spus. Să zicem, nu. Vine obișnuitarul de mine.
A, trebuie în jos, dacă vreau să mă învăț eu. Deci apăs în jos, fiind ca la Dacia. Pac. Rotiș, nu te superi, te rog, nu te superi. După aia o să mă sui în Dacia. Sui, termenul sui, să-l învățați. Îți dau 10.000 de euro pe ea. 12.000. 15.000. Nu, 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 nu are sens să discutăm. N-are. Îți dau 50.000 de euro pe ea. Tot nu. Mă gândesc. Te mai gândești? Da. Bun. Doamnelor și domnilor, cam asta este. Ce zice Pocol? Să trecem pe altă rubrică. Știi că noi nu putem comunica, că nu bate până aici casca asta. Încă n-o zis. Încă n-o zis. Încă n-o zis. Cum am pic să vedem dacă mă pricep. Asta e a treia. Apăs. Pa. Păi nu. Nu. Apoi, probabil trebuie să lași puțin ambreiaj. Când ce? Când apăs? Să ceri metru. Numai un pic că parcăm. Că nu te cunoaște. N-are oglindă, unde mă uit? La vremea respectivă nu era. Stai așa, stai așa. Că parcăm și îți dau legătura. Atenție! Și acum dăm. Poate dau într-a lui Rotiș, că așa fain mă fac. Mulțumesc foarte mult, Horatiu, superbă mașină. Absolut, mulțumesc superbă. Și eu. Eu zic să trecem totuși pe meteo, deși am mai fi stat adevărat cu rubrica asta, pentru că e foarte tare. Bună dimineața, dragi telespectatori! Eu sunt noua ucenică a răsăriților de pe fix. Sper să vă încânt diminețile alături de acești nebunatici ai programului Luke TV. Azi, 22 octombrie, îl sărbătorim pe Shaggy, faimosul cântăreț, Pop Reghe, care împlinește frumoasa vârstă, da. De 44 de ani. Mă, întotdeauna e frumoasa de vârstă. Altfel. De ce? Deci tânăra trebuie să zică câți ani faci frumoasa vârstă de... Poate la 44 nu e așa fain. Păi, împlinește 44 de ani. Dacă ai faima lui, crede-mă că e fain. Da. Bine, mergem mai departe. De altfel este și ziua mamei mele, căreia îi spun călduros la mulți ani. A, da? La mulți ani. La mulți ani, mama ei. Dar să trecem la vreme. Hai. Vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil pe litoral și mai mult senin în restul teritoriului. Ești ucenică, da? E prima dată. Deci e. Cerul va fi variabil pe litoral, ca să știe oamenii unde, pe litoral și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Așa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 3 și 13 grade. Mai coborâte în depresiune. Dimineața și noaptea, în zonele joase, izolat va fi ceață. Presiunea atmosferică nu se va modifica semnificativ. A fi așa, nu va bine. Ia să vedem temperaturile. Să vedem temperaturile. La Târgu Mureș vor fi 18 grade Celsius, la Bistrița 20 de grade Celsius, la Cluj-Napoca 19 grade Celsius. Și gata, Cluj-Napoca e ultimul. Ia zi acolo. Vă mulțumim frumos și mâine dimineață ne vedem la răsărit. Vă mulțumim frumos și ne vedem dimineață la răsărit de pe fix. Cu ucenica noastră nouă, Dragoș! Cum Adrian Cucu era acolo ca un copil în magazinul de dulciuri și ai spus, ca să ne înțelegem, să vadă și lumea că nu e chiar așa, că nu ți-a pus Dumnezeu mâna în cap și te-ai îmbogățit de dată, că ai cumpărat mașina ieftin și n-ai investit în ea. Sunt piesele originale. Sunt piesele originale, însă nu erau pe mașină de la început. Vă dați seama, la 500 de lei ce mașină ai putut cumpăra. Și dar zi oamenilor cam cât ai mai investit în ea. N-aș ști să spun exact. În jur de 2000 de euro, cu siguranță. Atunci are sens, că lumea e invidioasă, știi? Bă, ai cumpărat o cătuță bani și acum o dai cu 2500. 2000 ai investit în ea, timpul tău. Da, da. Timpul meu e puțin, pentru că spre deosebire de Horatiu, care el împreună cu tatălui și-a recondiționat toată mașina, eu am apelat la oameni calificați care să facă chestia asta și poate datorită acestui fapt am reușit să o termin în 7 luni de zile. Poate dacă nu lucram ca și el 4 ani. Dar neavând timp și fiind un neîndemânatic în ale autoturismelor, am preferat să mă duc la oameni autorizați care să mi-o recondiționeze. Mi se pare și normal. Când mă mai dai cu mașina, atât vreau să te întreb. Oricând, în fiecare zi. Și acum? După. Și acum, după. Bine, atunci îi ascultăm pe Big Tones în cele ce urmează și eu mă duc să mă dau cu mașina. Te scot la o broscuță. Dimineața ne revedem la 7.61. Îi ascultăm în încheiere pe Big Tones.
gypsy woman told my mother, 4 hours born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, and then the world wanna know what this song about. But you know I'm here, everybody knows I'm here, I'm the hoochie coochie man, everybody knows I'm here. Got a black cat bone, got a mojo tooth, I've got a John the Conqueror root, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls lead me by my hand, and then the world wanna know the hoochie coochie man. But you know I'm here, everybody knows I'm here, seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, seven doctors say that he was born for good luck, that you'll see, I got $700, don't you?